Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție BZI Live. Discutăm astăzi despre afecțiunile endocrinologice. Afecțiuni, după cum marea majoritate știm că afectează în proporție de 70-80% mai mult doamnele, domnișoarele, dar ce vom discuta astăzi este de mare interes pentru partea masculină, pentru bărbați, pentru că aceste afecțiuni sunt întâlnite de către specialiști și în rândul bărbaților. Așadar, controalele regulate ar trebui să fie literă de lege pentru noi toți, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, dar mai multe despre aceste afecțiuni cu care se confruntă și bărbații în zona endocrinologică discutăm cu invitata mea de astăzi, doamna dr. Simona Mogoș, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați revenit la noi! Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc. Sunt onorată din nou să fac parte din echipa dumneavoastră. Vă mulțumim! Sper ca subiectele pe care le veți aborda astăzi să fie pe placul și interesul celor care ne ascultă. Pe placul urmăritorilor, nu știu neapărat dacă pot fi, deși cu toții sunt interesați de starea lor de sănătate și ce reprezintă aceste afecțiuni din zona endocrinologică. Și așa cum spuneam în intro-ul emisiunii, de cele mai multe ori discutăm despre afecțiuni care le afectează pe doamne, pe domnișoare, da? Dar sunt convinsă și știu de la dumneavoastră că diagnosticați și bărbați cu afecțiuni endocrinologice. Da, în egală măsură și femeile și bărbații poartă amprenta unor afecțiuni endocrine, de la boli tiroidiene, boli hipofizare, boli care afectează gonadele, adică aparatul reproductiv, și care își pot găsi un răsunet important asupra calității vieților. Am înțeles. Bun. Acum am vorbit așa la modul general, dar spuneți-ne, doamna doctor, cum ar putea un bărbat să-și dea seama că suferă de o afecțiune la glanda tiroidă, o afecțiune endocrinologică? Sunt convinsă că sunt mai multe tipuri de afecțiuni și am să vă rog pe dumneavoastră să ni le detaliați și cum se manifestă, care ar fi primele simptome. Afecțiunile glandei tiroide sunt clasificate fie în o stare de funcționare slabă, proastă, ca hipotiroidiile. Și aici simptomatologia este foarte clară de la început, ca și în cazul opusului, adică starea de hipertiroidie, de hiperactivare a întregului corp, a funcțiilor și organelor corpului. Dar există și o serie de afecțiuni nodulare, tumorale, la nivelul glandei tiroide, care de cele mai multe ori sunt asimptomatice, chiar până în stadii avansate de boală, cu mici excepții aici, putând fi vorba de cancerele medulare, care dau simptomatologie chiar de la debutul afecțiunii. Aici, dacă este să intru în alt tip de patologie tiroidiană, cea inflamatorie autoimună, aceasta se știe că afectează în principal femeile, dar nici bărbații nu sunt feriți și sunt boli care debutează, de exemplu, boala Basedow, atât la femei, dar și la bărbați, după un stres psihologic important. Boala Basedow este cunoscută de pacienți ca glandă de slăbire. Odată cu scăderea ponderală pot să apară la acești pacienți și modificări oculare în sensul exoftalmiei, adică protruziei globilor oculari din în orbită. Ochii, da, ieșiți cumva mai, în afară, exact. Mai în față. Iar glanda tiroidă se mărește de volum, termen pe care noi medical îl numim gușă, și atât afectarea oculară, exoftalmia, cât și gușa sunt însoțite de o parte de semne, de simptome
din partea sistemului nervos, a cardiovascular, a pielii, sistemul hematopoietic, toate acestea sunt complet date peste cap, atât în hipertiroidie, cum este boala lui Basedow, dar și în hipotiroidie. Hipotiroidia este glanda de îngrășare. Dacă este să intrăm doar pe terenul masculin, în prima fază a emisiunii, atât hipotiroidia cât și hipertiroidia pot să aibă răsunet asupra funcției erectile și asupra capacității de ejaculare a bărbatului. Și atunci, fie vin cu incapacitatea de a obține și menține o erecție la aceeași calitate ca înainte pentru un act sexual satisfăcător, fie se pot prezenta la consult cu o ejaculare precoce, adică un timp redus până la emisia de spermă din momentul începerii actului sexual. Aceste afecțiuni sunt mai frecvente însă în patologia hipofizară, de exemplu tumorile hipofizare numite prolactinoame, adică sunt aceste tumori care secretă hormonul prolactină, pot să debuteze la bărbat cu apariția disfuncției erectile, indiferent de vârstă. Fie că avem un bărbat de 20 de ani, de 18 ani să spunem, sau un bărbat de 60 de ani care are prolactinom, deși aceste tipuri de tumori apar mai frecvent la vârstă mai tânără, gradul de disfuncție erectilă este important și asta aduce bolnavul la consult. Am înțeles. Bărbatul trebuie să demonstreze. Am înțeles, da. Femeia poate să mimeze că este sau nu este. Și atunci, dacă femeile vin mai târziu la noi și datorită percepțiilor, da, bărbatul vine mai repede. Deci să înțelegem? Capacitatea aceasta, dacă se pierde, nu-l mai împiedică niciun fel de restricție, nici de ordin educațional, nici religios. Trebuie să rezolve situația. Înțelegem cumva că în egală măsură aveți atât bărbați pacienți cât și femei? Adică prezentarea bărbaților la medicul endocrinolog este cumva pe picior de egalitate cu cel al doamnelor? Legat de disfuncțiile sexuale vin mai frecvent bărbații. Mai frecvent bărbații. În ultima perioadă remarc cu bucurie, aș putea spune, adresabilitatea femeilor pe tulburare de orgasm. Și pe tulburarea disfuncției a dorinței sexuale. Hypoactive sexual disorder se cheamă. Da? Deci dorință sexuală hipoactivă. Atunci? În cazul femeilor, dar și a bărbaților, ei constată o scădere a apetitului sexual. Nu mai sunt atrași de partener, nu mai au chef să se întâlnească în relația romantică. Și atunci fie apar dureri de cap, fie brusc sarcini de serviciu. Am înțeles. E o problemă frecventă cu care vă întâlniți, această situație în care partenerii din cauza acestor afecțiuni endocrine nu mai au apetit sexual, nu mai au acea poftă? În cazul patologiei hipofizare este direct proporțională cu prezența tumorii. Da? Odată ce crește nivelul de prolactin, acest hormon ține în frâu hormonii numiți FSH și LH, producția de testosteron, respectiv estradiol, care vor fi inhibate și atunci dacă gonada nu funcționează, ovarul, respectiv testiculul, amprentarea creierului cu acești hormoni este deficitară, ori prelucrarea informațiilor legate de libido, de dorință, adică, este foarte deficitar. Și întâlniți aceste probleme chiar la persoanele tinere? Desigur. Deci tumorile hipofizare cât timp se prezintă? De exemplu, după un an de zile de când observă aceste modificări, după câteva luni, adică presupun că vin și în cupluri, nu? Da. Pentru aceste investigații. Atunci când este vorba de o tumoră în spatele patologiei sexuale, pacienții nu stau foarte mult, pentru că nu este primul și unicul simptom.
Tumora prin ea însă și este o masă care se dezvoltă la nivel cerebral și comprimă și determină hipertensiunea intracraniană. Ca urmare, pacienții or să aibă și alte probleme de tipul o durere de cap, cefalee. Uh-huh. Da? A, deci acele dureri nu sunt, între ghilimele, dureri de cap, ci chiar... Când există și o patologie tumorală, nu, au și durere de cap mai serioasă. Glumim puțin că... Serioasă, da. Dar, așa cum v-am spus, prin efectul de masă, pentru că noi avem cutia craniană, este rigidă. Da. Da? Nu are unde să se extindă nimic și determină creșterea presiunii intracraniene cu cefalee sau... În funcție de dezvoltarea tumorii, noi deasupra hipofizei avem chiasma optică. Aici, dacă se întinde tumora și comprimă în sus această chiasmă optică, pacientul poate să vină cu tulburare de vedere în sensul îngustării câmpului vizual. Ce înseamnă aceasta? Adică eu mă uit în față, însă în acest moment vă văd și pe dumneavoastră, văd și ușa. Această îngustare de câmp vizual înseamnă că pacientul, dacă stă foarte mult acasă, fără să vină la medic, ajunge să vadă ca printr-un tub. Da. Da? Și asta devine foarte periculos și pentru cei care conduc. Deci, inclusiv în momentul în care mergem la oftalmolog și da, oftalmologul găsește această problemuță, poate ar fi indicat să nu ne oprim doar la oftalmolog, să punem niște ochelari care să ne ajute la alergirea acestui câmp vizual, ci să mai verificăm și la un endocrinolog, nu? Starea de sănătate. Da, e drăguț cum ați punctat dumneavoastră problema. Alergirea câmpului vizual nu poate fi făcută cu ochelari, că ar fi minunat. Sunt convinsă că orice oftalmolog care depistează un pacient cu îngustare de câmp vizual îl trimite obligatoriu să-i facă un RMN, să vadă ce anume comprimă chiasma de adus la această îngustare, iar soluția este evident rezecția tumorii sau, dacă este un prolactinom, așa cum vorbeam anterior, ea se poate rezolva medicamentos foarte elegant. Am înțeles. Foarte elegant, fără chirurgie. Acum am vorbit despre aceste disfuncții, da, sexuale atât la femei cât și la bărbați din cauza acestor afecțiuni endocrinologice. Dar spuneți-ne, doamna doctor, ce se întâmplă sau ce surplus hormonal există atunci când libidoul este foarte mare, atât din partea bărbatului cât și din partea femeii, când chiar, există acea dorință. Da, chiar surplus care să determină creșterea libidoului nu este, însă există o percepție diferită a receptorilor persoanei respective, pentru că, așa cum v-am spus anterior, libidoul este o chestiune de percepție cerebrală. Și mai degrabă aici trebuie căutate anumite afecțiuni decât să începem să scanăm toate glandele endocrine. Evident că există pacienți, de exemplu, cu tirotoxicoză, care pot să aibă o funcție erectilă și o dorință mai bună, mai activată. Da? Uh-huh. Cel puțin așa am constatat și atunci când mi-am făcut doctoratul, am studiat vreo 400 de bărbați cu toate bolile endocrine și în studiul meu personal, pacienții cu tirotoxicoză aveau scoruri mult mai bune pe funcție erectilă, deci pe erecție față de pacienții, de exemplu, cu hipotiroidie, pacienții mai leneși, cu glandă de îngrășare. Da? Da, interesant. Țin să spun că nu cunoșteam neapărat aceste subiecte, dar încă un aspect. Acum, în perioada, în ultimii ani, trebuie să recunoaștem că alimentația nu mai este una tocmai naturală 100%. Și, din păcate, observăm pe stradă băieți care... Putem spune că au sânii aproape cât ai unor fetițe de vârsta lor. Ce se întâmplă în acea situație? E o problemă hormonală sau despre ce poate fi vorba? Desigur, desigur. Poate sta și o problemă hormonală, însă acești băieței, cum bine v-ați exprimat, sunt adolescenți. Așa. Da?
Și atunci ginecomastia, pentru că acesta este termenul medical, apare la adolescenți pentru că se produc niște dezordine endocrine și o creștere explozivă a pulsurilor de FSH și LH după un pattern bine stabilit genetic. Această ginecomastie poate să apară atât în vârsta, la vârsta pubertății, sigur că da, dar ea, dacă este declanșată de pubertate, se remite după. Nu-i trebuie absolut nimic. Dar această ginecomastie noi o putem nota din cauză fiziologică, cum este pubertatea, și la nou născut, și se remite într-un anumit termen după naștere, datorită hormonilor care trec de la mamă la făt. Interesant. Bineînțeles că putem să ne întâlnim cu a treia grupă de vârstă la care apare ginecomastia, adică pacienții vârstnici, pentru că acolo apar anumite dezechilibre între cantitatea de testosteron, hormonul specific masculin, și cantitatea de estradiol. Și percepția receptorului pentru acești hormoni de la nivelul glandei mamare. Deci orice imbalanță între cantitatea de testosteron și estradiol duce la proliferarea glandei mamare. Dar acum, ca să revin la adolescenții de care spuneați dumneavoastră, nu doar prin declanșarea acestei secreții hormonale tipice și normale pentru vârsta pubertății, poate să apară ginecomastia, dar și prin explozia de obezitate. Da, da. Pentru că la nivelul țesutului adipos, țesutul adipos este cea mai mare glandă endocrină a corpului și nu o glandă endocrină bună. Apare o conversie periferică a testosteronului în estradiol. Acest estradiol se duce și biciuiește glanda mamară și de aici ginecomastia. Și vedem această catastrofă, băieți grăsuți cu sân. Da, da. De nedorit, da. De nedorit. Da. Și aici este punctul minus al societății în care trăim și valorizarea, nu știu ce, inversarea completă a sistemului de valori. Lipsa practicării unui sport regulat, lipsa unei discipline pentru care să fie calată pe educație, pe rigurozitate în sport și mai mult pe fugă, pe fast food, pe... Da, suntem generația fast food, mâncăm pe fugă fel și fel de produse care, din păcate, nu ne fac bine. Și mai grav e că unii dintre noi le oferim și copiilor aceste alimente. Dar despre obezitate tot am făcut emisiuni în ultima perioadă și sperăm ca prin fiecare emisiune să atragem câte un semnal de alarmă, mai ales părinților. Spuneți-ne, doamna doctor, vă rugăm, am discutat despre băieții care au aceste modificări din cauze hormonale. Ce se întâmplă la fetițe? Sunt unele fetițe cu o pilozitate mai abundentă și atunci părinții spun, nu-i nimic, e o perioadă, o să se... rezolve situația aceasta, se mai rezolvă problema aceasta legată de pilozitate în contextul în care o fetiță de mică are mai mult păr pe corp? Da, această pilozitate nedorită la fetițe, în zone în care nu ar trebui să existe, da, noi numim hirsutism. Așa. Dacă pilozitatea aceasta de tip terminal, deci păr negru, nu pufuleț, da, apare pe tot corpul, de mică, în general trebuie să ne uităm și la mamă, bunică, pentru că poate avea un determinism genetic și nu este cu amprentare endocrină. Da. Problemele endocrine când apar cu hirsutism și hirsutism în acesta brusc, exploziv, nu ni le dorim, pentru că ele pot să anunțe o tumoră malignă la nivel de ovar sau în glandele suprarenale, care aduc această abundență, explozie de păr negru la nivelul feței, la nivelul sânilor. Ulterior se poate generaliza, însă părinții nu prea stau când e vorba. Nu așteaptă, se prezintă imediat. Uh-huh. Se prezintă imediat și nu este doar... hirsutismul este însoțit și de îngrășarea pielei, seboree și cu acne, deci coșuri, atunci când este de origine endocrină. Hirsutismul apare în special la adolescente care au ovar polichistic și
O predispoziție, iarăși genetică, există pentru ovarul polichistic, dar și o predispoziție de a dezvolta boala la fetițele care intră în pubertate cu un indice de masă corporală mare, obeză. Iarăși atragem atenția ca înainte de pubertate fetițele să intre cu o greutate adecvată pentru a fi ferite de probleme ovariene ulterior. Deci ce ne spuneți aici, din ce înțeleg eu, și vă rog să mă corectați dacă e cazul, în momentul în care fetițele, domnișoarele, intră la pubertate și au o masă corporală mai mare, da, un surplus de grăsime, atunci există și riscul apariției acestor ovare polichistice, mai mare, acneei, da. Deci da. Vin la pachet. Da, da. Și remediile care ar fi, doamna doctor? Remediile sunt destul de multe și la îndemână. Ideal ar fi ca fetele să fie educate, atât ele cât și părinții, pentru că încă sunt în grija părinților. Revin iar asupra stilului de viață, care este foarte important, stil de viață care nu înseamnă doar activitate fizică, ci și ceea ce mănâncă. Până la urmă, categoric, suntem ceea ce mâncăm. Și dacă totuși s-a ajuns la pubertate cu această situație, cu hirsutism, cu acnee, cu ovar polichistic, cu tulburări de ciclu menstrual, prima măsură este tratamentul estroprogestativ, cunoscut pentru publicul larg ca pilula contraceptivă. Da. Da? Atunci când există tulburare de ciclu menstrual asociată acneei și hirsutismului. Da? Interesant. Sunt mai multe aceste cazuri în ultima perioadă, în ultimii ani, comparativ cu, nu știu, acum 10-15 ani? N-aș putea. Adică am putea să facem o paralelă? Nu, n-aș putea să spun că sunt mai multe. Este vorba, pe de o parte, de educație și adresabilitate și deschiderea noastră de a primi, iar publicul este din ce în ce mai informat și are curaj să adreseze. Ce am observat în perioada pandemică, o explozie a pacientelor care aveau acne. Și datorită stresului în care am fost. Poate apărea acnea sigur pe că fond da, de stres. Și datorită purtării măștii. Uh-huh. Da? Și favoriza la nivelul facesului prin factori mecanici și nu numai apariția și înmulțirea acestor probleme. Știm că această acnee, unii dintre noi ne naștem cu ea sau apare în primii ani de viață, da? Unii o dobândim, cum ați spus și dumneavoastră. Mai poate fi tratată? Cred că asta e întrebarea tuturor persoanelor care se confruntă cu acneea. Există vreun tratament bine pus la punct care să te scape de această acnee? Bine, e mai mult pe zona dermatologică subiectul, da, dar da, ține și de endocrine. Da. Depinde cât s-a stat cu acneea acasă, dar da, există soluții. Există soluții și aici soluțiile vin în primul rând să rezolve cauza. Da. Iarăși, eu ca endocrinolog întotdeauna mă duc și scociorăsc după cauză. Dacă nu rezolv cauza, simptomele eu pot să le rezolv într-un timp rezonabil, dar dacă nu am reușit să caut și să identific cauza, ele vor reveni. Din păcate, în cazul acnei, și revin iar că ovarul polichistic este hiperandrogenia, deci excesul de hormoni androgen produși de aceste ovare sau de glandele suprarenale în alte boli, cum ar fi hiperplazia adrenală congenitală, sunt probleme care se pot trata. Există însă și paciente care au o sensibilitate mai mare a receptorului la cantități normale de testosteron, de hormon masculin, că el testosteron sau derivații mai activi la nivelul pielei, cum e dehidroepiandrosteronul sulfat sau delta-4-androstendion, toate biciuiesc pielea și foliculul pilos. Repet, depinde cât s-a stat. Există tratamente care fie pun ovarul în repaus și atunci pielea nu mai este expusă acestor cantități de hormon masculin și receptorul este pus în repaus, fie există tratamente care blochează receptorul de androgen de la nivelul pielii și atunci, în câteva luni, pielea începe să se curețe.
Evident că tratamentul acesta oferit de noi, endocrinologi, și aici n-am să dau nume de medicamente, că nu este bine, este ideal să fie dublat de colegii de la dermatologie, care au tratamente topice cu creme speciale, dermatocosmetice, care ușurează povara tenului, îi ușurează cantitatea de sebum, care astupă acei pori și favorizează ulterior apariția acnei rebele. Și pe lângă cremele acestea dermatocosmetice, ei au diferite Scheme, sisteme. Și tratament cu antibiotic în cazuri selecționate sau tratamente locale care favorizează eliminarea sebumului în exces și curățarea tenului. Bun. Ce se întâmplă, doamna doctor, atunci când o femeie care nu a avut pilozitate excesivă pe corp înaintează în vârstă și apare surplus de pilozitate și varianta cealaltă atunci când a avut pilozitate mai mare, iar la un moment dat a scăpat aproape definitiv? Și asta e întrebarea multor doamne și domnișoare, întrebările. Da, frumoase întrebări au doamnele în ziua de astăzi. Mult estrogen în unele cazuri, mai mult progesteron. Ultimul subiect pe care l-ați abordat dumneavoastră, când se epilează natural. Așa. Depinde de zonele în care apare această epilare naturală. Dacă zonele sunt axilar-pubian, nu e de dorit. Pentru că asta poate să arate ori o problemă hipofizară, cu insuficiență hipofizară, ori o problemă de insuficiență a glandelor suprarenale sau insuficiență ovariană. Nu este de dorit să se epileze natural în aceste zone sexual dependente. Deci în zona axilară și pubiană, dacă începe să dispară pilozitatea, ne punem semne de întrebare și mergem la doctor. Da. Și nu doar epilarea apare, pentru că aici o să constate ele că o să rămână și fără cicluri în multe situații și că devin extrem de obosite, devin palide și încep să aibă modificări tensionale în sensul scăderii tensiunii arteriale. Deci o stare de epuizare asociată epilării. Este o boală endocrină nu foarte frecventă, din fericire, se numește sindromul Sheehan. Este vorba de apoplexia hipofizară postpartum. Se știe că în timpul sarcinii hipofiza crește pentru a reuși să mențină și este foarte vascularizată pentru a reuși să mențină cantitatea normală de hormon necesară dezvoltării fătului. Orice disfuncționalitate în hrănirea hipofizară sanguină, care apare în timpul nașterii, deci o naștere laborioasă, poate să ducă la infarctul hipofizei, iar femeia imediat după naștere nu poate să-și alăpteze copilul și rămâne fără pilozitate sexual dependentă, pubian și axilar și fără cicluri. Deci este o insuficiență hipofizară destul de gravă care poate să afecteze femeia, din păcate rară. Din fericire, rară. Din păcate, și nu afectează frecvent. Da, și e cumva postpartum, da? Deci obligată. După naștere. Da, această patologie apare după naștere laborioasă, deci cu hemoragie mare în timpul nașterii, nu oricum. Da, această epilare, cum ați spus, pentru unele femei. În rest, pentru o parte din femei care, să spunem, reclamă că încep să scape de păr, de pe membrele inferioare sau superioare, poate fi legată de vârstă. Așa, poate fi deci legată odată de vârstă, ce înaintăm în vârstă, o parte, pilozitatea începe să dispară. Mai ales că femeile recurg la mijloace cosmetice de îndepărtare mecanică a firului de păr și se știe că este una din cele mai folosite metode de epilare care slăbesc rădăcina firului de păr și acesta nu mai are puterea să crească. Deci, acea epilare definitivă. Nu definitivă, cea cu ceară care este favorabilă. Cea cu ceară, da. Care slăbește rădăcina și ajută. Da, doamnele știu asta. Da, dar în cealaltă parte, prima parte a întrebării, când începe să apară, da, să crească mai mult păr pe corp,
Iarăși aici poate fi vorba fie de un ovar polichistic care apare în cursul vieții sau diferite tumori virilizante, deci tumori care secretă hormoni masculini. Depinde care este gradul de virilizare, adică cât de rapid apare acest păr, în ce zone și însoțit de ce simptome. Uh-huh. Și de aici, din anamneză, din examenul clinic al bolnavului, noi ne putem da seama cam pe unde ne aflăm. Știu că în momentul în care mergi la endocrinolog sunt niște fișe cu niște desene care arată pilozitatea, unde te încadrezi. Scorul Ferriman se calculează pe fiecare zonă în parte. Sunt zone stabilite clar, exact, unde sunt urmărite cam câte fire de păr sunt. Și la fiecare vizită, ulterior sub tratament, vezi dacă pacienta are un scor mai mic decât cel inițial prezentării înainte de tratament. Am ținut să discutăm și despre această parte legată de pilozitate, pentru că nu întotdeauna afecțiunile endocrinologice dau semnale, sau poate dacă dau anumite simptome și anumite semnale, le ignorăm pe seama, nu știu, stresului, pe oboseală, pe... Și vă întrebam la începutul emisiunii despre acele afecțiuni care efectiv îți creează acea senzație de nod în gât, de strângere de gât, și cu ce le putem confunda? Senzația aceasta de nod în gât este foarte frecventă printre pacienții noștri endocrini și noi știm. În general, când suntem stresați, apar niște contracturi musculare la nivelul corpului, da? Iar contracturile de la nivelul gâtului se pot traduce prin aceste senzații. Asta ar fi de dorit. Asta ar fi de dorit pentru că se remit ușor sub tratament, da? Și sub indicația unui alt regim de viață. Însă pot fi și tumori la nivelul glandei tiroide care prin compresie să-i ofere bolnavului senzația aceasta de nod, că ceva este acolo în gât și că nu poate să înghită corect. Da. Da? Jena aceasta permanentă. Da? În deglutiție, adică la înghițire, sau chiar jena în respirație, dacă tumorile respective sunt mai mari și comprimă traheea. Da? Înțeles. Tiroida are doi lobi. Lobul stâng tiroidian, dacă are o tumoră care apasă pe esofag, poate iar să vină cu tulburare de deglutiție, să nu înghită bine nici lichide, nici solide. Mm-hmm. Da? Astea nu mai sunt așa de ușor de tratat, depinde de gradul de afectare, de mărimea tumorii. Soluția terapeutică este particulară de la un caz la altul. Medicamentos, da? Sau chirurgical. Medicamentos sau chirurgical. Da. Asta în funcție de mărime și de complexitatea tumorii. Da, cauza. Țin să nu terminăm cu acest subiect, pentru că aceste simptome de nod în gât, să spunem, sunt fie pe fond de stres, fie mai pot fi anumite deficiențe de calciu, magneziu, potasiu. De aceea, poate în momentul în care pacientele sau pacienții au această stare pe o perioadă mai lungă de timp, ar fi indicat să-și facă, nu, un set de analize uzuale, de verificare a statusului de sănătate. Mai discutam de asemenea și în emisiunile trecute și la începutul acestei emisiuni despre cancerul de tiroidă, despre această afecțiune care, din păcate, și ea e întâlnită din ce în ce mai des în ultima perioadă. Da, cancerul tiroidian este un subiect destul de spinos. În tiroidă putem avea mai multe tipuri de cancer, nu ține cont de vârstă, ține cont de genetică. Există tipuri de cancer cu determinism genetic clar, cum ar fi cancerul medular tiroidian, și care este și simptomatic. Și atunci poate să aducă pacientul la doctor mai rapid. Există însă tumori maligne tiroidiene, cum sunt cancerele papilare, care sunt asimptomatice. Ele pot fi depistate ecografic. Sau varianta de nedorit, cancere anaplazice, ori limfoame tiroidiene, le-am lăsat la urmă pentru că sunt și cele cu supraviețuirea cea mai slabă printre pacienți, însă acestea de obicei sunt tumori mari, dure,
care cresc rapid și aduc destul de repede pacientul la noi. Deci e un tip de cancer galopant. Agresiv. Da, cancerul anaplazice, da, și din păcate nu avem foarte multe soluții terapeutice ușor de îndurat de pacienți pentru aceste tipuri de neoplazie endocrine, tiroidiene. Cu care dintre aceste trei tipuri, bine, ultimul a spus că e mai rar întâlnit, dintre celelalte două, ce tip de neoplasmă îl întâlniți mai des în zona tiroidei? Cel mai frecvent este cancerul papilar și cancerul folicular. Ce reprezintă acest tip de cancer? Ce înseamnă? Să înțelegem și noi. Sunt forme histopatologice diferite, cu prognostic diferit, în general bun, dacă el este prins în stadii incipiente, T1, T2. Chiar și un T3 merge binișor. Da? Ce înseamnă prognostic bun? Înseamnă supraviețuire la 20 de ani, dacă ești atent cu pacientul, peste 98% a pacienților. Acești pacienți, că presupun că sunt și femei și bărbați diagnosticați cu acest tip de cancer, urmează să primească o medicație la lung pe tot restul vieții, se face poate chimioterapie sau radioterapie sau acele medicamente cu iod sau nu știu, să ne explicați puțin tratamentul acestor afecțiuni. Da. Cancerele papilare, odată ce sunt diagnosticate cu ajutorul puncției, biopsie cu ac fin, sunt rezecate chirurgical. Rezecția, în general, înseamnă tiroidectomie totală. Ea poate fi și tiroidectomie parțială. Ce înseamnă tiroidectomie? Înlăturarea glandei tiroide. Da. Da? Există în Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon, echipă de endocrinolog și chirurg înalt specializat pentru tiroidă, care oferă pacientului șansa unei intervenții chirurgicale fără complicații. Se știe. Noi avem niște date foarte clare care ne spun că avem șansa ca dintr-o mie de pacienți, să spunem, trei să facă anumite complicații. Cu cât chirurgul este mai experimentat în tiroidectomie, șansa acestor complicații este mai mică și este de dorit să lucreze în aceste echipe. Așa cum există chirurgi, să spunem, specializați pe chirurgie hipofizectomie sau pe chirurgie vasculară. Da? Da. Bun. După înlăturarea chirurgicală a glandei tiroide, în funcție de stadializarea tumorii, pacientul primește terapie supresivă cu tiroxină. Nu este vorba de chimioterapie, este vorba de hormonul tiroidian pe care îl produce glanda tiroidă, dar noi îl dăm într-o cantitate mai mare pentru a ține în repaus orice celulă care ar putea să plece de la locul inițial sau a plecat. Dacă a plecat vreo celulă, și aici vorbesc pe înțelesul tuturor, exact. Acest lucru poate fi verificat cu ajutorul unei analize numită tiroglobulină. Deci tiroglobulina este o unealtă extrem de importantă la pacientul atireotic. Ne dăm seama dacă are metastază postoperator pentru a ști conduita terapeutică după operație. Da, după operație nu toți pacienții intră la iod, iod radioactiv. Da. Da? Da. Deci doar acei care sunt în grad de risc. Ceilalți vor intra pe terapie cu tiroxină, fie doză supresivă cu o supresie înaltă, fie o doză supresivă mai lejeră, care, v-am spus, să împiedice apariția recidivei bolii. Cam asta este. Nu vorbim de chimioterapie în cancerele papilare sau în cancere foliculare. Și asta este un plus. Evident că sunt și anumite cancere papilare rezistente la terapii, rezistente la iod. Aici intrăm pe un alt teren unde avem nevoie și de ajutorul oncologului pentru a rediferenția aceste tumori și a putea să capteze iodul radioactiv. Dar astea sunt cancere în general avansate cu o histopatologie mai agresivă de la început. Înțeles. În general, aceste afecțiuni legate de tiroidă sunt genetice, sunt moștenite, sunt ereditare sau nu e musai? Există forme cu determinism genetic, forme familiale. Da. Familiale, da? Și așa cum am spus inițial, asta este apanajul cancerilor a unor pacienți cu cancere medulare. Dar datele din literatură ne arată că există deja forme familiale și pentru cancer papilar și că pacienții cu cancer papilar, o parte, nu toți, ca să nu înțeleagă pacienții greșit, pot să dezvolte cancere și în alte locuri. Mamar, renal,
Da? Deci niște asocieri, niște predispoziții la care noi suntem foarte atenți. În general, pacienții care ajung la dumneavoastră cu aceste afecțiuni și sunt depistați cu aceste tipuri de cancer, sunt prinse în fază incipientă sau de cele mai multe ori pacienții ajung în momentul în care deja vorbim de metastaze sau de... Dacă este să mă refer la experiența mea, da. Să spunem din, nu știu, am mulți, cred că se duc spre mie de pacienți operați. I-am prins în fază de T1, T1, T2. Adică fază incipientă, incipientă, da? Da. Contează foarte mult ce vezi într-o tumoră. Ce vezi și dacă te alertezi că acolo este un focar de malignitate, i-ai făcut biopsie și îl prezinți chirurgului pentru a-i oferi un prognostic bun bolnavului. Bineînțeles că sunt și bolnavi care vin atunci când se vede tumor. Atunci când se vede, când este mare și dacă este și suspectă ecografic. Se vede ecografic, doamna doctor, presupun că nu se vede și fizic, nu? Pe gât. Există pacienți care au mărire de volum a glandei tiroide pe un lob sau pe altul, se vede nodulul. Da? Și cu toate astea stau acasă. Da? Dar sunt pacienți la care nu se vede nimic și depistez doar ecografic. Doar ecografic. Putem avea, surprinzător, nodule aceștia se pot dezvolta în profunzime, spre posterior. Ăștia sunt mai periculoși dacă sunt situați pe partea superioară, în porțiunea superioară a lobului tiroidian și posterior. Aceștia sunt o leacă predispuși spre malignități. Și nu-i văd bolnavi. Nu-i... Bun. Sunt mai multe afecțiuni legate de glanda tiroidă și aflăm că sunt multe. Ce ar trebui să ne conducă către un specialist în contextul în care suntem împărțiți pe mai multe categorii? Genul de indivizi care ne facem verificări des și ne facem probleme și ne îngrijim de starea de sănătate, suntem unii care nu mergem decât atunci când ne doare, când nu mai putem suporta ceva, când țipă ceva. Bun. În contextul în care facem parte din această categorie, care refuzăm halatele albe, că avem frici și temeri și ce ar trebui să ne împingă de la spate, să spunem, mergi și-ți fă un control la glanda tiroidă. Niște simptome pe care să le simțim așa, stând în casă, la televizor sau nu știu. Bun, acum depinde ce patologie. Dacă este vorba despre hipertiroidie, pacientul poate fi alertat, de exemplu, de bătăi anormale la nivelul cordului, da? Așa. Ritmul cardiac, care devine alert. Da? Sau poate să simtă extrasistole. Când și când, așa, că o ia inima razna. Da. Poate să aibă modificări de tensiune, poate să simtă valuri de căldură, începe să tremure la mișcări fine, nu mai este așa capabil să execute mișcările de finețe, să transpire excesiv. Uneori senzația că n-ai forță suficientă în mâini, nu? Și asta. Asta e mai degrabă aportul neurologului, de vizită la neurologie. Dar pentru hipertiroidie dispare această sensibilitate pentru lucruri fine. Am înțeles. Da? Deci am spus de tahicardie. Senzație de oboseală sau de prea multă agitație. Agitație neuropsihică. Agitație apare cu scăderea ponderală, cu tremurul extremităților, cu afectare cardiacă și insomnie. Bun. Asta pentru hipertiroidie. Pentru hipotiroidie, să glanda le de reamintim. Îngrășare. Glanda de îngrășare. În momentul în care punem câteva kilograme în plus. Câteva. Nu prea multe. Pacienții pot să simtă o stare de epuizare, de oboseală, de lipsă de energie. Iar mulți din ei vin și spun, mă simt dimineața ca și cum n-am dormit. Vreau să mai zac în pat, n-am putere să plec mai departe, să-mi duc la bun sfârșit ce mi-am propus. Și asta e cronic.
Nu este o zi, două, cinci, că am muncit prea mult cu o săptămână în urmă. Deci, inexplicabil această stare de oboseală dacă fizică. Dacă se întinde pe mai multe săptămâni. Da, nejustificat de activitatea din ultima perioadă. Îngrășarea, spuneam. Creșterea ușoară ponderală. Apare de asemenea starea de epuizare mentală cu incapacitate de concentrare și găuri de memorie. Uh-huh. Și pentru unii pacienți, o dispoziție depresivă. Da? Adică nu mai au chef de nimic, da, nu mai... Da, da. Și pe starea de oboseală fizică, extenuarea aceasta, epuizarea mentală, nu le asigură un confort foarte mare. Deci... Și, bineînțeles, iarăși, modificări tensionale discrete, da? Una, două unități peste limita cu care erau ei obișnuiți. De data aceasta, nu tulburarea de ritm în sensul accelerării bătăilor cardiace, ci bradicardia, adică bătăi cardiace mai rare. Am înțeles. Totul decurge la un nivel mai jos. Se liniștește toate. Se calmează, dar cam tare. Se calmează cam tare. Bun. Totul. Ce se întâmplă, doamna doctor, în momentul în care mergi la endocrinolog și afli că ai niște noduli mici, iar medicul îți spune că nu pun niciun fel de problemă, doar trebuie să verificați. Foarte bine, te bucur și te duci în concediu. Ce e cu acei noduli? Deci dacă nodulele au fost examinați cu atenție și sunt benigni, în principiu, în funcție de structura lor, se indică o vizită o dată pe an. Sau, dacă impune, spunem, scorul de risc, da? Așa, stratificarea și riscului, scor de risc. Se face punctie pe nodulul care este la risc și ulterior evaluarea este anuală sau la 6 luni, aici se discută în funcție de pacient. Sunt pacienți la care le spui vii o dată pe an, odată ce te-am puncționat și să simt, dați o leacă la o parte, zi, da, cum stau un an de zile, da, mă, asta, nu, eu trebuie să vin puțin mai repede, nu vin mai repede. Și atunci, da, veniți atunci 6 luni. Deci asta, dacă sunt nodul benign, foarte bine, pot fi urmăriți în condiții de siguranță ecografică. Dar se pot transforma? Să știți că eu nu am prea auzit să se transforme. Adică să devină malign? Nu, în general când sunt adenoame, sunt adenoame. Am întâlnit însă dezvoltare de celule medulare în noduli obișnuiți. Deci pacientul urmărit ani de zile și la un moment dat ecografic puncționat, elastografic, ecografic, totul a fost bine, la un moment dat dozarea de calcitonină a determinat o ușoară creștere, da? În dinamică. Da? Și în momentul ăla am spus să mai bine rezecăm. Și a fost o formă incipientă de cancer medular. Deci există și situații din acestea atipice. A, deci acești noduli pot fi și extirpați, pot fi operați, pot fi scoși ca să nu... Dar presupun că odată ce au apărut, aceia mai pot apare ulterior și alții, nu? Sigur că da. Predispoziția de a dezvolta nodul este foarte clară, determinată, așa cum am spus, și genetic, și de factori alimentari. Așa cum am zis, nu trebuie operați toți. Dacă au criterii de benignitate, se supraveghează, pot fi tratați, dacă au dimensiuni micuțe. Dacă sunt mari și oferă pacientului simptome compresive, atunci indicația este de chirurgie. Mare înseamnă peste 4 cm cu simptome de compresie. Bun. Aceste probleme legate de tiroidă, endocrinologice, pot duce la o premenopauză precoce, la o menopauză precoce în rândul unora dintre paciente? Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Există o boală numită tiroidită autoimună. Așa. Foarte care... des întâlnită în ultima perioadă și auzim de ea peste tot. În cazul acestei patologii, există paciente care pot să dezvolte și afectare autoimună a altor glande endocrine, cum ar fi ovarul, ooforită autoimună, hipofizită autoimună. Din fericire, incidența este foarte rară, dar în cazul în care apare tiroidită și ooforită, pacienta poate să intre la menopauză precoce. Dar de unde apare această
tiroidită autoimună. Da, bolile acestea autoimune... Că parcă până cu câțiva ani nu se auzea de ea. Ba da, doar că sunt parcă mai frecvente în ultimii ani. Mai frecvente patologiile autoimune și nu doar endocrine, ci și patologii autoimune digestive, dermatologice, da? Lupusul, știe toată lumea, sindromul Sjögren. Da. Da. De păcate, cum vorbim în fiecare emisiune, parcă suntem alopecii autoimune, bolnăvicioși, da. Din ce în ce mai păcătoși și de la vârste din ce în ce mai fragede, din păcate. Dar pentru că am început cu partea masculină emisiunea, mi-aș dori să o încheiem cu, la fel cu această categorie de pacienți și cu acest semnal de alarmă că, deși marea majoritate avem impresia că afecțiunile endocrinologice lovesc mai mult în partea feminină, în doamne, în domnișoare, trebuie să conștientizeze și bărbații, da? Cât de importante sunt aceste controle la endocrinolog, cu atât mai mult cu cât ei sunt sănătoși din punct de vedere fizic, analizele le ies bine, dar apar aceste disfuncții sexuale sau transformări fizice, da? Corporale. Da, cum bine ați spus dumneavoastră, într-adevăr, patologia endocrină iubește femeile mai mult. Iubește femeile mai mult. Însă nici bărbații nu sunt feriți de boli endocrine, atât patologii tumorale hipofizare, cât și patologii tiroidiene, autoimune și guși nodulare, iar când apar gușile nodulare la bărbați, frecvența cancerilor este mai mare decât la femei. Nouă nu ne plac bărbații cu noduli tiroidieni, pentru că știm că acolo lucrurile nu sunt de din start, da? Chiar calme. Iar disfuncțiile sexuale la bărbați, și nu mă refer aici doar de disfuncția erectilă determinată de anxietatea de performanță, da? De dorința de a fi, de a performa și de a demonstra, care poate să-l saboteze psihologic pe bărbat. Mă refer la disfuncția erectilă care are în spate patologie endocrină diversă, de la patologia tumorală hipofizară, la obezitate, la hipogonadisme, adică bărbatul, fie de la debutul vieții sexuale, nu este amprentat suficient cu testosteron și nu se dezvoltă morfotipic caracteristic masculin, musculatură, voce, pilozitate corespunzătoare, care vine la pachet cu disfuncția erectilă. Și aici e un semnal de alarmă pentru familiile care au băieți să-i urmărească cum intră în pubertate și cum se dezvoltă ca bărbați. Da, da? De la voce, timbru, pilozitate, voce, timbru, structura, voce, structura corpului, morfotipul, sigur că da, bărbatul este dezvoltat într-un anumit fel genetic. Trapez, da? Acel Y, exact, acel Y, da, partea superioară, trunchiul este foarte bine dezvoltat datorită androgenilor și, bineînțeles, dezvoltare musculară importantă. Da. O emisiune extrem de interesantă, doamna doctor, țin să vă spun, și mai ales cred că i-am făcut curioși și pe urmăritorii noștri, pe domni, pe cei de sex masculin, pentru că de cele mai multe ori când vorbim de tiroidă, vorbim de problemele doamnelor, a domnișoarelor, dar astăzi am ținut să discutăm și despre bărbați, pentru că și ei trebuie să fie conștienți că și ei au aceste organe în corp și trebuie să le investigheze la fel de mult cum investigează inima, da, rinichii, ficatul și așa mai departe. E o plăcere să port discuțiile astea cu dumneavoastră și de fiecare dată recunosc că am de învățat și sper că și urmăritorii Bezei Live. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii la noi, doamna doctor. Sperăm să aveți o vară liniștită, nu cu foarte multe cazuri. Nu știu cum e acum. Au început pacienții să vină în număr mare acum vara, că e perioada concediilor, sau se mai liniștește un pic perioada aceasta estivală? Nu,
am remarcat nicio scădere pe niciun plan. Nu. E la fel chiar mai bine. Chiar mai bine. Atunci, da. Atunci vă urăm concediu plăcut atât cât e acolo, să vă întăriți forțele. O bucățică avem de concediu, o bucățică mică. Eu vă mulțumesc încă o dată. Mă bucur că ați spus că aveți de învățat câteva lucruri. Eu am foarte mult de învățat de aici încolo. Foarte toți mult avem de învățat. Nu mi-ajunge timpul ca să învăț așa cum mi-aș dori. Vă spun foarte sincer. Da. Sper că am găsit răspunsuri pentru o parte din problemele pe care îi frământă pe pacienții noștri. Cu siguranță, dacă urmăritorii vor mai avea întrebări, ne pot scrie, iar noi vom mai face emisiuni de câte ori este nevoie pentru a răspunde tuturor solicitărilor și curiozităților urmăritorilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată, o zi frumoasă să aveți în continuare, vă mai așteptăm. Cu multă plăcere și să aveți concedii frumoase și sănătate deplină și cel mai bine este să vă căutați atunci când nu vă caută boală. Exact. Veniți profilactică, este cel mai productiv pentru toată lumea. Exact, corect. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi pe BZI Live. Nu plecați, în următoarele ore vor intra colegii mei în direct cu dumneavoastră. Eu vă doresc sănătate, o zi liniștită și numai bine. Pe mâine, la revedere!